găsit din nou, prieteni, astăzi suntem din meeting-uri în marșuri. Sper că este vorba despre ultimul eveniment. Tinerii pas din fața Parlamentului, care au promovat ideea unei Moldove europene, au ajuns în Piața Mare Adunări Naționale. În această coloană sunt mai mulți oficiali europeni, reprezentanții misiunilor diplomatice acreditate în țara noastră, deputați în Parlament, președintele Parlamentului. În curând, oficialii urmează să țină discursuri aici pe scena din Piața Mare Adunări Naționale. Urmează să vină și președinta țării Maia Sandu. După câte vedeți, în Piața Mare Adunări Naționale avem mai multe corturi cu diverse mesaje, comunitățile locale, din partea diverselor delegații de la noi din țară. Deci, coloana a străbătut toată Piața Mare Adunări Naționale. Este și tehnică militară adusă aici în piață, cineva se distrează. Nu vă e frică, e frică acolo sus? Poftim? Puteți luați microfonul. Moldova e Europa! Trăiască actuala guvernare! Maia Sandu, fruntea țării în Europa! Pas cu pas în Europa! Bravo! Bravo! Slavă Moldovei! Slavă Ucrainei! Deci ne-a fost cam dificil. La ce canal sunteți? Suntem de la Agora. Bună ziua! Bună ziua! Cu ce vocație trăiești în Piața Mare Adunări Naționale? Cu ce mesaj în ziua de azi? Să fii mai mic țară. Și puteți mai fi pace, liniște. Și să mai uite leacă și cu fața la popor. La țăran. La țăran, pentru că e foarte greu. La ce vă referiți să uite cu fața? Și pensia, și pensia acum, și... Foarte greu trebuie să la țară. Eu sunt la țară, dar noi avem copii și slavă Domnului, bine. Dar sunt care băbuțele care prin anii noi vând o mărare mică așa ca sacul de pâine să facă, sau cea pământ. Nu sunt nimeni de astea, au 1.500 de pins. Toată viața o plată are 1.500 de pins. Și dorim pace să fie. Pace. Ați venit aici în Piața Mare Adunări Naționale, intenționat, știați că se organizează acest orășel în Muntea? Am venit, dar văd că nu văd niciun parlamentar pe cine văd pe nimeni și... Nu uitați, vă erau încolo, cred că trebuie să mergeți mai aproape de scenă. Câte canale mă uit și mă uit des toate acestea și văd că despre oameni ăștia care mă jos nu se bat nimic cap. Băbuț e plasat, eu șed cu 1000 de lei, pins cu 1500, șed n-au și mâncat la nimic, noi o leac ne ocupăm. Scoale, să ducă prin sate, să vadă cum trăiește lumea, cum băbușoarele și ele, cum pămâșit și ele, pămâșit, nu sat. Și am mult acei care au muncit cândva și mă mult lor, rău. Înainte n-a nimic, când muncem, dacă nu mergem la lucru, nu mergem la lucru, vine poliția și te scoate de acasă. De unde sunteți? Din anii noi. Da, mulțumim, o zi frumoasă. Uite, doamnă. Bună ziua, doamnă. V-ați distrat? Ați stricat? Din plin, din plin m-am distrat. E o zi însemnată pentru noi, pentru românii din de pretutindeni. Moldova se pregătește și toți la referendum pentru a participa activ și să fim cât mai aproape de Europa. Calea noastră e încolo. Acolo e bunăstare, acolo e dreptate, libertate. Atât.
Cum vă numiți? Iulia. Și de unde veniți, doamna Iulia? Din Chișinău. Special în acest orășel european. Aici eu dorm. Aici. Până când nu o să fim în Europa, dorm aici pe Piața Marii Adunări Naționale. Mulțumim mult! Cu mare drag! Trăiască Moldova! În Uniunea Europeană! Și armata rusă acolo e toate ștergeți ocupate cu flagurile rusești, cu tot. A, fugiți, ia-mă. Nu vă place, da? Spuneți, despre ce e vorba? Aveți în vedere dimarșul care a avut loc? Am în vedere că toate steagurile rusești, dacă aducem românești, apu pe mine în mare stau și mă puneau la dubală, dar aici toate steagurile de Rusia le-au adus. Și le-au adus. Asta e demohoție, nu-i dreptate. Noi unde trăim? Unde trăim? În și țară. Republica Moldova trăie. Nu se vede, da. Nu se vede. Eu vă spun drept că nu se vede. Noi 70% la piața centrală, au pus acolo ia Catiuș, au pus toate cele. Unde aveți în vedere de cântecele de la marșul? Și de cântecele și toate steagurile rusești. Cine le-a adus aici? Cum se dă voie? Steagurile rusești și pe pământurile astea. Așa, din câte vedeți, acesta este patrupedul de la Bama, care a fost adus să interacționeze cu vizitatorii de la mic la mare. Bună ziua! Bună ziua! Ce mesaj, ce sărbătoriți astăzi în Piața Marii Adunări Naționale, în straie atât de frumoase? Dumneavoastră, gândiți că noi sărbătorim o zi care a fost cândva? Nu, nu, eu nu gândesc, eu am venit să întreb ce sărbătoriți, nu intenționez să vă... Eu personal sărbătoresc Ziua Europei. Așa. De ce? Cât de importantă este această zi pentru dumneavoastră? Cu ce mesaj când vreți venit astăzi aici în piață? Eu vreau să trăim așa cum trăiesc europenii. Adevărat să trăim, nu așa cum a fost cândva în ziua, în lumea noastră sovietică, am trăit altfel. Noi n-am știut cum se trăiește în Europa, acum știm și vrem tot acolo, în familia europeană, să fim mai aproape. Și aceste straie naționale intenționat le-ați luat pentru a transmite ce mesaj? Că noi vreau să transmit mesaj că noi toți suntem europeni și moldovenii sau românii toți sunt europeni. Mulțumesc, cum vă spune? Sunt Victor Pilin. Deci lumea începe să se adună, aici avem o zonă și pentru copii, târguri. Vedem aici corturi cu branduri autohtone, produse autohtone, produse în Republica Moldova. Hai, mai facem am o șase luăm, cred că încă vreau ceva poc. Nu, 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 nu
Vreau să vorbim cu dumneavoastră. Mulțumesc de asemenea. Să ne spuneți cu ce ocazie aici în Piața Mare Adunări Naționale, ce sărbătoriți azi? Știți, noi întotdeauna la întrebările astea așteptăm diferite răspunsuri, dar să vorbim așa. Noi comemorăm ziua biruinței asupra fascismului și comemorăm victimele celui de-a doilea război mondial, pentru care basarabenii noștri au fost unii din jertfele cele care s-au dus aportul vrând nevrând la biruința asupra fascismului. Anume, datorită acestei biruințe, datorită înțelepciunii țărilor europene, că în sfârșit trebuie să creăm pacea pe acest continent vechi, s-a creat Uniunea Europeană. Și datorită Uniunii Europene, Europa toată trăiește până acum în pace. Asta cel mai important este rezultat. Se poate mult de comentat. Vreau să mă adaug că cu regret, la mai unele categorii de populație nu înțeleg, știți, acest lucru, că Uniunea Europeană este, cum să spune, cercul nostru de scapare în condițiile deosebite când este războiul, e alături cu noi. Noi suntem pe a doilea linie de front cu care este războiul cel sângeros făcut de Rusia împotriva unei țări suverane și independente, Ucraina. Cred că nu trebuie să pot să spun, dar... Ați venit cu drapele, pregătit. V-ați pregătit din timp. Drapele la mine tricolorul și cu stemă și fără stemă și a Europei, am amere personale, da. E ca tricolorul acestui Europei la vin de cum a României e de 20 de ani din vremea aceea când a intrat România în Uniunea Europeană. Mă gândesc, treceți atins că la are cum și defecte. Da, da, trebuie să-i pregătim nu numai da, în suflet, și gata, și să pregătim și generația tânără și vecinii noștri. Sunt oameni câteodată, știți cum, așa e lumea, nu înțelege, nu că e vinovat el, dar așa au fost imbibate în a lui conștiință și trebuie greu să scos minciunea din capul lui. Asta e realitatea. Mulțumim, de unde sunteți și cum vă spune? Mă numesc Alexandru Gurduza, specializat inginer constructor, locuiesc la Ciocana. Am lucrat în viața mea de la Magadan, Sahalin și până la Chișinău. Am ajuns acasă. Și la Ungheni, tot. Așa că soarta mi-a fost interesantă. Domnilor, dragi prieteni, în câteva clipe începem programul oficial de astăzi.
invităm publicul din orășelul european să se apropie de scenă și, foarte important, invităm reprezentanții mass media, dar și echipele de presă să vină lângă scenă. Evenimentul va începe în scurt timp. Mulțumim și încă o dată fiți bineveniți! Am ajuns la corturile despre care vă spuneam, aici scrie România, urmează Letonia, sunt țări europene care au venit să se laude sau să arate lumii ce au ele mai bun. Deci, din câte vedeți, bere belgeană, bere și din țările de jos, țările de jos au venit și cu renumitele cașcavaluri, cineva a venit cu copturi din Austria, văd că la cortul Austriei oamenii, vizitatorii târgului și orașului european, sunt serviți cu cafea. În curând va începe partea oficială a evenimentului, se vor face declarații oficiale de pe scena instalată în Piața Mare a Dunării Naționale. În scenă vor urca atât președintele țării Maesandu, cât și președintele Parlamentului Igor Grosu, cât și comisarul european Iohannis Pan.
adunări naționale, a ajuns și președintele țării Maestandru cu comisarul european Hannes Hahn și cu șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău. Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră invităm în scenă ambasadorii statelor membre ale Uniunii. Iată de aici, fiți cu ochii pe Agora, unde veți găsi cele mai importante declarații care se vor face pe scena din Piața Mare Admirării Naționale. Ziua de azi se va încheia cu un concert organizat cu participarea mai multor artiști, atât din Republica Moldova, cât și din Ucraina. Fiți cu ochii pe Agora, urmăriți cele mai importante declarații și evenimente acolo. Mersi, la revedere! Dați-mi voie, în aplauzele dumneavoastră, să invit în scenă